Data trecută ne-am uitat, am început să ne uităm la argumentele clasice pentru existența lui Dumnezeu. Vrem ca să continuăm în această călătorie. Este foarte, foarte important ca să le cunoaștem și să le putem exprima. Un prieten de-a meu, agnostic, tot zice, măi, da, dacă ai la îndemână o ființă care este eternă, atotștiutoare, atotputernică, clar că ai răspuns la orice. Da? Deci dacă ai o asemenea ființă la dispoziție, ai răspuns la orice. Poți să-mi închizi gura la orice. Păi nu se poate că... Da, Dumnezeu e etern. Păi nu se poate că de unde... Da, Dumnezeu e atotștiutor. Da? E o observație foarte bună. Dar dacă nu ai un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor, etern, în afara spațiului, a timpului și așa, nu-L ai pe Dumnezeu, până la urmă. De aceea e foarte important să putem explica lucrul acesta. Chiar, să zicem, filosofic, ce este Dumnezeu, da? Sau cine este Dumnezeu. Și faptul că e logic să contemplăm că există Dumnezeu, există o asemenea ființă. Pentru că, cum ziceam data trecută, dacă poți în discuția cu un om să-l miști sau să ajuți să miști de la poziția cu siguranță nu există Dumnezeu, care e o poziție ilogică, și să ajungi la convingerea că s-ar putea logic să existe Dumnezeu, ai parcurs deja un drum foarte, foarte lung. Foarte, foarte lung. Și cei mai mulți oameni, deși se declară ortodox, se declară tot felul de religii, practic vorbind, sunt atei. Trăiesc cu convingerea că nu există Dumnezeu, da? Practic, în viața lor de zi cu zi. Data trecută ne-am uitat la argumentul, cine ține minte? Cosmologic, da? Și am văzut că argumentul acesta subliniază ideea necesității lui Dumnezeu prin faptul că dacă ne uităm la cauza existenței și mergem așa în regresie, cauză după cauză, trebuie să existe o cauză necauzată. Și am zis că astăzi ne vom uita, sunt 4 sau 5 argumente clasice, la argumentul teleologic. Nu teologic, ci teleologic. Teleologia este doctrina potrivit căreia totul în lume a fost creat de Dumnezeu pentru a servi un scop, da? Sau a servi omului, sau este studiul scopurilor lucrurilor. Definiția este din Dex. Poate un pic săracă, dar este suficientă. Altfel spus, este ideea că universul și lumea, și cum zicea fratele Cristi, a fost creată cu un scop de un creator, de un designer, de cineva care a gândit-o, de cineva care a înzestrat-o cu o ordine, cu un design pentru a îndeplini acel scop. Da? Argumentul merge cam așa. 1. Lucrurile create sunt produsul unui design inteligent. Adică telefonul acesta are cineva care l-a gândit, l-a creat. Are un designer, are un arhitect. Da? Asta este adevărat despre orice lucru care este creat. Din viața uzuală. Un telefon, o sticlă, o mașină este de la sine înțeles. 2. Premiza 2. Universul aparent este ceva creat. Sau, putem spune, seamănă cu ceva creat. Cum zicea Cristi, are ordine. Da? Soarele răsare și apune. Tot timpul ca și un ceas, e clar, există un ritm, pământul să învârte în roată soarelui și așa mai departe. Deci seamănă cu lucruri care sunt făcute cu intenție. Da? 3. Așadar, universul este, asta e premiza 3, este produsul unui design inteligent sau unui arhitect. Așa? 4. În contrast cu lucrurile uzuale, gen telefonul meu, universul este infinit, este gigantic, este complex, da? În contrast cu orice creație umană. Asta de la sine e înțeles. Nimeni nu ți-ar spune că universul e simplu sau simplist, ci universul este ceva absolut fantastic. Așa, 5. Concluzia. Așadar, este necesar să existe un arhitect, un designer, un creator extrem de inteligent, extrem de puternic, care să fi creat acest univers. Da? Cam asta este argumentarea
teleologică. Un exemplu bun pentru un asemenea argument este, de exemplu, ochiul uman. Te uiți la ochiul uman și ce poate face ochiul uman și compar cu tehnologia, de exemplu, care numai după mii și mii și mii și mii și mii de ani poate să ajungă la o reproducere similară, dar nu identică cu ceea ce înseamnă ochiul uman. Un ochi uman sănătos este mult mai avansat decât camera HD cu care noi filmăm, da? Infinit de mult mai performant decât o asemenea cameră, ok? Nimeni nu ar spune că camera aia s-a creat pe sine. Toți recunoaștem că niște oameni foarte inteligenți în Japonia au gândit-o, au proiectat-o și au fabricat-o, da? Dar totuși mulți zic că ochiul meu, care este mult mai performant, mult mai fantastic decât acea cameră, cumva din greșeală, da? Fără un arhitect, ok? Poți folosi alte exemple, dar este un exemplu foarte, foarte, foarte bun, da? În același timp, argumentul este foarte bun și puternic pentru că este unul biblic. Este felul în care Biblia argumentează asemenea lucruri. Pavel zice în Romani, capitolul 1, la versetul 20, în felul următor. De la crearea lumii, însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar. Adică este evident, da? Fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. Nimeni nu are scuză să creadă că tot ceea ce există, există fără a fi un creator. E clar, e evident, zice Pavel, că există un creator, da? Un creator puternic, un creator care are anumite atribute, care are inteligență. Și așa mai departe, există care a creat aceste lucruri. Și asta se vede doar privind în jurul tău. Doar privind în jurul tău. Nu trebuie ca să fii mare om de știință, să-ți pui întrebarea cum de lucrurile astea există, dar mai mult decât atât, cum de există așa. Da? Cum de există așa. Cum de există lucruri plăcute. Cum de există hrană care să ne hrănească. Cum de putem să vedem. Da? Faptul că lucrurile există, este în sine un argument, dar mergem un pas mai departe. Ele există și clar că există cu o intenție. Da? Există cu o inteligență cu care au fost create. Au un scop și au fost create pentru acel scop. Da? Și asta este important. Creația în sine, existența în sine este un argument. Creația inteligentă, adică cu un scop, din partea unui arhitect, este un alt argument. Următorul argument, că mai avem 15 minute, cred. Argumentul, iar am progresat, dar să știți așa, dintr-o schiță de 17 pagini, am progresat o jumătate de pagini. Deci, stăm bine. Argumentul moral, da? Argumentul moral spune că Dumnezeu este necesar pentru existența valorilor morale absolute. Adică, pentru a exista valori morale obiective și absolute, Dumnezeu trebuie să existe. Asta este baza argumentului moral. Acum, atenție! Argumentul nu spune că dar oamenii care cred în Dumnezeu sunt morali sau pot fi morali sau pot avea cunoștința moralității, da? Ci argumentul spune că este necesar ca Dumnezeu să existe ca însăși moralitatea obiectivă să existe. Da? Un om poate ca să știe în sine ce-i bine și ce-i rău, fără ca să creadă în Dumnezeu. Dar ce-i bine și ce-i rău, obiectiv vorbind, există pentru că provin din Dumnezeu. Ok? Argumentul ăsta, practic, e cel mai simplu, ca și pași logici, dar este poate și cel mai relevant și cel mai atacat în ziua de astăzi, care este extrem de relativistă. Deci, unu, prima premiză. Pentru a exista un standard moral obiectiv, Dumnezeu trebuie să existe. Doi, un standard moral obiectiv există. Trei, așadar, Dumnezeu există. Da? Trei pași foarte, foarte simpli. Pentru a exista un standard moral obiectiv,
Dumnezeu trebuie să existe, un standard moral obiectiv există, așadar Dumnezeu există. Care sunt obiecțiile la acest argument? Vă spun eu câteva și le putem discuta sau puteți ca să ridicați altele. Unii atacă prima premiză și zic că nu există un standard moral obiectiv. Adică moralitatea este doar o construcție socială, da? Sau este ceva relativ. Nu este, zic ei, nimic în mod obiectiv sau absolut, bine sau rău. Într-adevăr, științific vorbind, da? Nu se poate dovedi moralitatea obiectivă printr-un experiment. Nu se poate. Este o chestie care e de la sine înțeleasă, adică este axiomatică. Dar în același sens, nu se poate dovedi științific vorbind existența obiectivă. Deci dacă ajungem să punem sub semnul întrebării moralitatea obiectivă, pentru că nu putem ca să derivăm o formulă științifică, putem pune sub același semn de întrebare chiar și existența obiectivă. Adică putem specula că de fapt totul e doar un vis. Și cum ai putea dovedi că totul nu e de fapt un vis? Da? N-ai putea să-mi dovedești. Nu există. Poate ați văzut filmul Inception. Da? Și este un film foarte interesant, ciudat, despre niște oameni care intră în visele altora. Și au o chestie unde iau ei o... M-am uitat cum îi zice la română. Dar e o bucățică de metal care o învârt. Și în momentul în care aia pică jos, ei știu că sunt în vis sau nu mai sunt în vis, așa mai departe. Ideea fiind e că ei nu mai puteau face diferența când sunt în realitate și când sunt în vis. Da? Ei, dacă pui sub întrebare existența moralității, atunci pune sub întrebare tot. Existența, pur și simplu. Da? A nega axioma experiențială că moralitatea obiectivă există, necesită un relativism așa de profund care este capabil să nege că noi existăm. Dacă este capabil să nege că noi existăm, este foarte simplu să rezolvi și să-i arăți că nu crede așa ceva. Dacă tu nu crezi că de fapt existi, lasă-mă să stai gâtul. Stai că o să mă omor. Nu, dar tu nu existi. Totul e doar un construct din ăsta în mintea noastră. Deci care e problema dacă stai gâtul acum? Bă, dar tu ești nebun? Nu, tu ești nebun. Că eu am zis că tu existi și că există binele și rău și tu încerci să mă convingi că astea nu există. Dacă ești convins de lucrul ăsta, păi nu, eu sunt convins că există, dar nu sunt convins că există binele și rău. Păi atunci lasă-mă să stai gâtul, că oricum e bine. Păi cum e bine să-mi tai gâtul? Păi tu zici că e rău, eu zic că e bine, e relativ, pentru mine e bine, așa că poți să stai gâtul. Repede își dă seama omul că vorbește prostii. Da? Adică el crede că existăm și el crede în bine și rău. R.C. Sproul cred că zicea atunci când oamenii vin și zic că, îi zic lui că nu cred în păcat sau nu cred în rău, el nu argumentează cu ei, le fură portofelul. Și repede omul zice, hei, nu-i corect. Cum adică mi-ai luat portofelul? Dar care e problema? Nu există păcat, nu există rău, nu există furt. Dați banii mei, nu-i corect să faci așa ceva. Dar cum mi-ai zis că nu există așa ceva? Că tare ți-a luat portofelul. Da? E așa de absurd ca să vii și să spui că nu există standarde morale absolute, încât nici nu trebuie să le dovedești. Trebuie numai să le fur portofelul, da? Bun. Pe de altă parte, să considerăm totuși că existența este doar o iluzie. Este doar o iluzie. Să considerăm că suntem, de exemplu, doar într-un program. Ați văzut poate The Matrix, nu știu. Acum dezvăluie că am văzut multe filme, da? Este doar un program de calculator, o simulare sau un vis sau așa mai departe, da? Să considerăm existența în sine, să zicem, ar fi relativă, da? Dar relativ vorbind, ar fi singura existență care am cunoaște-o, ca atare pentru noi ar fi reală. Mă înțelegeți? Dacă eu exist, de exemplu, hai să spunem așa, doar în mintea lui Dumnezeu. E singura existență care o cunosc. Pentru mine este reală. Dacă eu exist, așa cum mă știu eu acum și cum gândesc și raționez acum, doar într-un program de calculator, da? Pentru mine este la fel de real dacă cineva dă delete la programul meu. Mă înțelegeți? Deci chiar dacă ea ar fi relativă, relativ vorbind, pentru mine, este reală treaba respectivă. Ca atare, înseamnă că tot ar necesita un sistem moral absolut. Păi cum adică? Să ne imaginăm că eu și cu tine nu existăm fizic și suntem doar un vis sau doar un program de calculator.
Și nu avem cum să știm asta. Dar, dacă dintr-o dată, în existența asta a noastră metafizică sau ireală, intră în programul sau în visul nostru unul care nu vrea să facă altceva decât să ne omoare pe toți. Ce am zice noi? Sau ce ai zice tu în visul tău? Ai zice, hei, nu-i corect, nu-i ok. Și pentru că nu există altă existență și altă realitate decât aceea, da? Ai zice că în mod obiectiv, în existența care o cunoști, nu-i ok ca să vină unul și să înceapă și să omoară pe toată lumea în existența ta ireală, între ghilimele, da? Ce anume? Să strice visul, da? Ok. Bun. Altfel spus, la fel cum suntem siguri că existăm, pe aceeași dovezi, pe aceleași principii, putem fi siguri că sunt valori bune și valori rele, în mod absolut. Și aceleași dovezi se aplică la ambele. Pur și simplu experimentăm acest lucru, da? Este axiomatic. Altfel spus, îl întreb pe om, tu știi în mod obiectiv, de exemplu, că este rău sau a fost rău pentru Hitler să omoare 6 milioane de evrei? Da. Știi că este rău în mod obiectiv ca cineva să intre în casă să-ți omoare familia? Da. Ok? Orice om știe asta. N-are nevoie de dovezi. N-are nevoie de nimic. Știe de la sine, da? Fiind pus acolo de Dumnezeu, evident. Bun. O altă obiecție este că moralitatea obiectivă poate exista fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Da, domnule, existăm, există moralitate, naziști într-adevăr au fost imorali, violatorii sunt imorali și așa mai departe, dar n-am nevoie de Dumnezeu ca să fondez, să am fundament, da, pentru această moralitate. La care eu aș întreba și ar trebui să întrebăm, bun, dar în ce anume ar fi întemeiată sau fondată această moralitate obiectivă? Unii ar zice, păi, e în noi, biologic. Biologic, adică pur și simplu asta e. Așa suntem noi biologic și nu ai nevoie de Dumnezeu. Evoluția și așa mai departe. Un păstrăv își mănâncă puii unui alt păstrăv. Putem observa lucrul acesta, da? Își mănâncă puii mici unui alt păstrăv. Eu n-am văzut încă un păstrăv să fie dat în tribunal pentru că a ucis pruncii vecinului. N-am văzut unul să fie dus la pușcărie. N-am văzut niciun om să meargă la păstrăvărie și să zică, ucigașule, la păstrăv. N-am văzut. De ce? Pentru că biologia nu ne dă un postament pe care să clădim valori morale absolute. Da? Dacă tot ceea ce avem este biologia, de ce atunci este imoral ca eu sau ca dumneavoastră să intrați în casa vecinului și să-i omorâți copii? Pentru păstrăv nu este imoral. Da? Pentru om este o monstruozitate să facă așa ceva. Ok? Biologia nu este. Unii zic, e o chestie doar de instinct. Adică cu timpul în societate s-a dezvoltat un instinct în tine. Și instinctul ăla, lăuntric, este un ghid clar. Conștiința doar, nu conștiința despre care vorbește Biblia, că mărturisește noi. Dar așa, conștiința, instinctul nostru. Bun, dar un om din instinct sare și protejează o victimă, iar altul tot din instinct participă la un viol. Da? Un om din instinct vede o femeie agresată pe străzile Europei și sare și își riscă viața să o salveze și altul, gen un jihadist din ăsta, merge și el la petrecere. Și 10 bărbați violează o femeie. Ambii au din instinct, din ceea ce au găsit ei în lăuntrul lor. Da? Nu e un argument suficient de bun. Dacă doar pe instinct ar fi judecați, atunci și unul și altul au fost morali pentru că au făcut tot doar ceea ce a fost instinctiv. Apropo, și pocăiții au problema asta. Îi spui la un domnule, ai păcătuit. Dar eu nu simt că am păcătuit. Conștiința mea nu mă mustră. Dar e irrelevant dacă conștiința ta te mustră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ceea ce ai făcut e păcat. Dar frate, dacă eu cred că e ok și păi eu nu-s mustrat. Măi, frate, nu există așa ceva. În Biblie scrie că e păcat să curvești. Dar, frate, eu m-am îndrăgostit de femeia aia. Și cei din dragoste nu poate fi păcat. Băi, ești nebun. Biblia spune clar că a curvi e păcat. Punct. Nu contează instinctul tău, da? Sau argumentul ăsta a dus, domnule, eu m-am născut homosexual. Altul s-a născut cu tendințe ucigașe.
Eu m-am născut cu tot felul de tendințe păcătoase. Da? Și păcatul are în mine instinctual tot felul de porniri. Nu cred că m-aș putea justifica prin faptul că așa m-am fost născut, dacă omor pe cineva, dacă violez pe cineva, dacă fur și așa mai departe. Dom'le, eu așa m-am născut. Nu? Pe toți ăia îi punem în pușcărie. Eu nu zic să punem pe homosexual în pușcărie, dar să înțelegem ipocrizia argumentului. Faptul că te-ai născut într-un fel, faptul că e instinctual, nu determină dacă un lucru e moral sau imoral. Corect? Bun. Alții zice, domnule, e pur și simplu o chestie utilitară. Adică adoptăm o filosofie în care spunem că facem ce este benefic pentru mine, da? Sau pentru mai mulți. Pur și simplu e o chestie de utilitate. Atât, nimic altceva. Filosofia postmodernistă mai ales a adoptat foarte mult acest concept. Da, dar poate pentru mine este benefic să ucid și să fur ca să meargă bine mie. Sau, hai să nu fim așa, că asta e chiar egoistă, că eu să vă ucid pe voi să meargă bine mie, cam egoist. Dar dacă zic că ar fi bine ca să meargă bine mie și familiei mele? A, nu-i bine. Dar dacă zic că ar fi bine să vă omor pe 1 milion de voi ca să meargă bine țării mele? Că eu, să zicem, președinte. Atunci, devine moral? Nu! Nu! Utilitatea, da? Sau beneficiu pentru alții nu face un act imoral dintr-o dată moral. Da? Ca tare, am putea tot lista variante prin care să definim o moralitate obiectivă fără Dumnezeu și vom vedea că fiecare pică la test. Adică pur și simplu nu există, dacă nu există un standard în afara noastră, în afara omului, în afara universului acesta care să dicteze ce este bine și ce este rău, moralitatea obiectiv vorbind nu poate exista. Da? Nu poate exista. Și ăsta este de fapt esența argumentului. Pentru că argumentul este acesta. Pentru a exista un standard moral obiectiv, Dumnezeu trebuie să existe. Doi, un standard moral obiectiv există, care este clar, limpede, lucid, așadar, Dumnezeu trebuie să existe. Da?